Cum ai început tu cariera artistică în România? Sau i-a început în Republica Moldova? Cum a început, de fapt, totul? Bine, în Republica Moldova eram așa mai mult... De unde ești, de fapt? Eu sunt din raionul Florești, cu Hurești de Sus. Bineînțeles, aici așa era mai mult un hobby. Hobby? Da. Dar am plecat la studii. Acum 7-8 ani. Ce facultate făceai? Științe economice, administrare afacerilor și master administrare afacerilor, comerț și turism. Dar pe lângă am făcut și muzică și dans. Pentru că pe lângă muzică mai fac și dans. Sunt și instructor de dans la copii. Aha. Acolo, apropo, în Pitești. În Pitești, da. Așa, Pitești. Și am început așa, cu muzica, cu dansurile, paralel cu facultatea, după, să zic, 2-3 ani după facultate. Pentru că la început era foarte greu, până m-am obișnuit, până m-am... Te-ai încadrat ușor în acea societate, la început cât doar studiai, sau apoi au venit și prieteniile odată la început cu muzica? A fost greu, pentru că era pe atunci... Bine, nu erau atât de mulți basarabeni acolo. Era mai puțin și practic la un moment dat am vrut să mă întorc înapoi acasă. Dar mi-am propus. Muzica ți-a deschis totuși alte uși, da, alte muzica, cunoștințe și mulți prieteni. Și mulți prieteni ți-ai făcut, da? Și bineînțeles, n-a fost deloc ușor. A fost foarte greu. Pentru că prin muncă am reușit. Și absolut. În continuare tot prin muncă. Această piesă despre mama, ai realizat-o acolo, în România? Da, este compusă de Neluț Pește, un prieten de la Drăgășani. Dânsul cântă varianta de băiat și mie mi-a făcut varianta de fată. Această piesă am dedicat-o mamei acum 4 ani. Când am venit acasă așa pe neașteptate, am făcut mamei o petrecere surpriză, nu a știut nimic. Nu fusesem acasă practic vreo 5-6 luni. Am înțeles. Și mi-am făcut intrare pe această melodie. Ah, ce frumos! Ai surprins-o plăcut. Da, nu am cântat-o de mult, dar și când o cânt, mereu, mai ales acum. Mama se uită la noi. Da, mama se uită la noi. O salutăm cu drag, dragă mama noastră, să fiți sănătoasă și să aveți grijă de Lucreția, cea care, iată, vă bucură prin muzică ca ei și prin tot ceea ce face. Tu mai ai parte și de foarte multe colaborări acolo în România. Vreau să ne povestești mai multe despre oamenii cu care ai colaborat. Da, la momentul actual colaborez cu formația Generic. Pentru evenimente, da? Pentru evenimente, concerte. Eu de 4 ani de zile cânt pe litoralul românesc și bineînțeles acolo am cunoscut foarte mulți artiști și am început... Între care și Gabriel Cotabiță, nu? Nu, cu domnul Gabriel Cotabiță ne-am întâlnit la un concert. Am avut un concert în Bascov, la Casa de Cultură, că practic acolo de multe ori particip la concertele organizate de ei și ne-am întâlnit și cu domnul Gabriel Cotabiță la acel concert. Colaborări cu melodii, cu spectacole la momentul actual am cu formația Generic, domnul Dan Ciotoi. Și bineînțeles că urmează și surpriza aici în Republica Moldova. Despre ce este vorba? Este vorba despre o melodie care... Lucrezi cu oameni din Republica Moldova? Acum da, am un proiect și este un maestru foarte renumit aici. Cine? Dă-ne nume. Dar mai avem un pic și este surpriză? Surpriză, da. Urmează, acum până în sărbători așa ne pregătim și de aia zic vin mai des acum acasă ca să și combin una cu alta și vin și acasă la părinți, dar superb. Să știi că am observat presa din România, scrie mai mult despre tine și scrie că încingi publicul. Toată lumea este impresionată de cum cânti, de felul cum arăți și cât de frumos te prezinți și pe scenă și ținutele tale. Vreau să te întreb aici ce genuri muzicale abordezi. Probabil o paletă mai vastă de genuri, dacă ești pe gustul oamenilor de diferite categorii de Bine, vârstă. Acolo vin cu ceva nou. E practic cu ce? Cu muzica noastră de aici, din Basarabia. Muzica noastră. Și ei sunt încântați. Chiar mă bucură acest lucru pentru că mă apreciază și chiar le mulțumesc pentru faptul că sunt apreciată de ei și mă simt ca acasă. Acum, tu faci doar muzică?
Asta e jobul tău. La momentul actual sunt și instructor de dans la copii. Așa. Colaborez cu pedagog. Da. În timpul bine, când nu am concertele. Am înțeles. Așa. Muzică și dans. Superb. Deocamdată. Copilașii sunt viitorul, cei pe care îi instruim noi, cei maturi. Sigur. Iar următoarea piesă pe care ne-ai pregătit-o, care este povestea ei, pe scurt așa? M-am îndrăgostit. Te-ai îndrăgostit. Am înțeles, da. Este un cântec de dragoste. De dragoste. Unul mai ritmat, probabil, da? Este filmat la mare, e ceva care se regăsește orice fată, orice băiat, pentru că suntem la o vârstă, bine, nu contează vârsta, dar... Da. Hai să zic să ne regăsim și noi în piesa ta. Sigur, și îți mulțumim frumos că ai venit la Matinali și te-am cunoscut. Mulțumesc și de invitație. Cu drag. Și avem posibilitatea să-ți ascultăm muzica chiar acum.